veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Continuăm studiul biblic, de data aceasta o altă faptă a firii pământești, beția. O găsim scrisă în lista din Galateni, capitolul 5, unde apostolul Pavel scrie, versetul 21, bețiile. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Termenul grecesc este mete și înseamnă slăbirea controlului mental prin consumarea de alcool. Am putea spune într-un fel anume pierderea luminii, pierderea unei capacități de gândire și în același timp aprinderea necontrolată a poftelor. Tot Pavel scrie în această privință în 1 Tesaloniceni capitolul 5, versetul 6 și 7. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji, căci cei ce dorm, dorm noaptea și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Deci, într-un fel anume, beția aduce pierderea capacității de gândire, pierderea capacității de vedere, de a avea lumină, slăbindu-ne. Există o strânsă interdependență între ceea ce am învățat în ultima dată, între îmbuibări și băutură, între mete și comos. De asemenea, acestea se asociază foarte strâns cu muzica și cu lăcomia. În profetul Amos, în capitolul 6, versetul 5, este scris: aiurează în sunetul alăutei, se crede scusiți ca David în instrumente de muzică, beau vin cu pahare lungi, se ung cu cel mai bun unde lemn și nu se întristează de prăpădul lui Iosif. Așadar, face casă bună cu muzica și în același timp îți pierd sentimentele de rațiune, sentimentele de întristare, sentimentele de pocăință, de penitență. Și celălalt aspect cu care se înrudește strâns este lăcomia. Citim în cartea profetului Isaia, în capitolul 56, de la versetele 10 la 12. Toți păzitorii lui sunt dorpi, fără pricepere, băuturile iau mințile. Toți sunt niște câini muți care nu pot să latre, aiurează, stau tolăniți și le place să doarmă. Toți sunt niște câini lacomi care nu se mai satură. Sunt niște păstori care nu pot pricepe nimic, toți își văd de calea lor, fiecare umblă după folosul lui fără abatere. Veniți, zic ei, am să caut vin și ne vom băta cu băuturi tare. Mâine vom face tot ca azi, ba încă și mai rău. Face parte așadar băutura dintr-un complex de rele care, potrivit concepției emanate de Satan în lumea aceasta, are ca scop satisfacerea omului. Să mănânce și să bea, să se desfăteze în pofte, în plăceri. Să nu uităm, acesta este îndemnul diavolului, propunerea lui. Potrivit scripturilor, băutura recomandată de scripturi și lăsată de Dumnezeu pentru om, citim în cartea Proverbelor, capitolul 25, versetul 21, dacă este flământ vrășmașul tău, dă-i pâine să mănânce. Dacă este sete, dă-i apă să bea. Pâinea și apa, acestea sunt lăsate de Dumnezeu omului. Când omul trece peste acestea, ajunge la o stare de fapt a lucrurilor care îl pierd de sub control. Într-adevăr, Biblia, pe lângă această apă, mai dă dreptul, potrivit cu Neemia 8 cu 10, la ceea ce ar putea fi interpretat în vremea noastră ca fiind sucuri. Neemia 8, versetul 10, ei le-au zis, duceți-vă de mâncați cărnul grasă și beți băuturi dulci și trimiteți câte o parte și celor ce n-au pregătit nimic. Într-adevăr, vom vedea pe parcurs, căci în Vechiul Testament băutura nu era interzisă cu desăvârșire, dar recomandată în orice împrejurare, și la prieteni, și la dușmani, și în slujbă, și în timpul liber, era apa. Aceasta era băutura recomandată de Scripturi. Haideți să analizăm acum beția, atât cu texte din Vechiul Testament, cât și din Noul Testament. Oricum, beția, în sensul de pierderea minților, în sensul de a bea în cantități mari, nu a fost niciodată liberalizată de Biblie. Citim în cartea Deuteronom, capitolul 29, versetul 19, nimeni după ce a auzit cuvintele legământului acestuia să nu se laude în inima lui și să zică, voi avea pacea chiar dacă aș urma după pornirile inimii mele și chiar dacă aș adăuga beția la sete. Deci beția, nici măcar în Vechiul Testament, nici o împrejurare nu este admisă de Biblie. Pentru un bețiv, comportamentul este redat în cartea Proverbelor, în capitolul 23 cu 29. Ale cui sunt vaetele? Sunt oftările. Ale cui sunt neînțelegerile?
toate ca niște urmări, ca niște efecte. Ale cui sunt plângerele, cui sunt rănile fără pricină, a cui sunt ochii roșii, acelor ce întârzi la vină, se duc să golească paharul cu vin amestecat. Nu te uita la vin când curge roș, dar pe urmă ca un șarpe mușcă și înțeapă ca un basilic. Ochii ți se voi uita după femeile altora, inima îți va vorbi prostii, vei fi ca un om culcat în mijlocul mării, ca un om culcat pe vârful unui catar. M-a lovit, dar nu mă doare. M-a bătut, dar nu simt nimic. Când mă voi trezi? Mai vreau vin. Deci această stare de beție care nu are niciodată oprire, chiar lovit, chiar distrus, tot mai vrea vin. Omul nu se mai poate opri când apucă pe această pantă. De asemenea, tot în Cartea Proverbelor, în capitolul 21, versetul 17, este scris: cine iubește petrecerile va duce lipsă și cine iubește vinul și undelemnul dresurilor nu se îmbogățește. Și completăm cu ceea ce tot Solomon spunea în Eclesiast, capitolul 2, versetul 3. Am hotărât în inima mea să înveselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune și să stărui astfel în nebunie până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub cerul în tot timpul vieții lor. Nu este exclus ca Solomon să fie avut abaterea lui chiar în timpul acestor stări, când spune el aici: am hotărât ca inima să mi se veselească și întreg trupul cu vin. Nu este exclus ca abaterele lui, foarte categorice de la Scripturi, să fi fost chiar sub aceste stări de beție sau sub influența băuturii. Tot el scrie mai târziu, în 10 cu 17, ferice de tine, țară, a cărei împărat este de neam mare, ar cărei voivoz mănâncă la vreme potrivită ca să-și întărească puterile, nu ca să se dea la beție. Așadar, încheiem acest gând, beția, având în vedere comportamentul ei, nu doar imoral, cât și urmările de sărăcie și toate păcatele câte decurg de aici, pe care le știm atât de bine, în mod deosebit cei care au venit din afară sau care au oameni bețivi în familie, niciodată nu a fost transmisă de Scripturi. Era o reglementare clară în Cartea Deuteronomului, capitolul 21, versetul 20. Dacă într-o familie apărea un bețiv, un copil, de exemplu, se spune bătrânilor cetății: iată, fiul nostru este printre altele lacom și bețiv. Există o legătură între aceste două păcate. Și acum versetul 21. Și toți oamenii din cetate să-l ucidă cu pietre și să moară, astfel să curezi răul din mijlocul tău, pentru ca tot Israelul să audă și să se teamă. Biblia interzice beția și pedeapsa pentru beție era moartea. Haideți să analizăm acum celelalte forme de a bea în cantități mai reduse și tot ce spune Biblia despre a nu bea deloc. Nu înainte de a face două clarificări. Pe parcursul Bibliei, potrivit a ceea ce există acum, în raport cu ceea ce s-a scris, există doi termeni în limba ebraică pentru vin, pentru struguri, pentru must, traduși prin același termen în limba greacă, oinos. Termenii ebraică sunt iain și se referă de la vinul nefermentat până la vinul fermentat, deci până la vinul propriu zis, și celălalt termen, tiroș, care cuprinde de la struguri până la vinul nefermentat. Deci acest termen tiroș este, am putea spune, mai puțin păcătos, fiind de multe ori folosit cu referință la struguri, amintiți atunci când în timpul Nazireatului și strugurii erau interziși, s-au folosit cu privire la must, pe când celălalt termen, iain, este cu preponderență folosit pentru vin sau pentru must fermentat. În Vechiul Testament, o să le separăm, Vechiul Testament și Noul Testament, ce spune o parte a Scripturilor și cealaltă despre această situație. Acum să nu ne pară diferit, pentru că în Vechiul Testament oamenilor le era făgăduit un Canaan pământesc, o țară în care curge lapte și miere, o țară cu vii. Pe când în Noul Testament noi ne luptăm pentru un Canaan ceresc. Oamenii sunt chemați în noua stare de fapt a lucrurilor. Amintiți-vă ce spune Isaia 55:1, veniți și beți vin și lapte, fără bani și fără plată. Și chiar unele lucruri care ei aveau în Vechiul Testament, veți stăpâni cetăți. În noua structură a lucrurilor, cetățile le vom stăpâni, amintiți-vă la pilda cu talanții, vino și intră, primește stăpânirea atâtea cetăți, în ceruri. Deci există această diferență și în acest domeniu putem vedea foarte clar între Vechiul și Noul Testament. De exemplu, în Vechiul Testament erau câteva îngăduințe. Era îngăduit să îți lași soția, să iei pe alta. Era îngăduit să ai mai multe soții. Deci erau niște îngăduințe pentru ei, pentru că ei aveau făgăduința unui Canaan pământesc, în care puteau să se bucure într-un fel anume de viața aceasta. Ori, în Noul Testament, lucrurile nu mai stau la fel.
Gândiți-vă la un alt aspect. În Vechiul Testament, Israelul se rola în armată și mergea și ucidea. Mai avem noi voie să ucidem acum pe motive religioase, cum o făceau ei atunci? Nici într-un caz. Deci există câteva diferențe în anumite domenii între Vechiul și Noul Testament. Erau în Vechiul Testament câteva situații admise pentru băutură, dar, repet, în cantități mici. Citim în Deuteronom, capitolul 14, de la versetul 26. Era vorba de zecioală pentru cei care stăteau la distanțe de locul unde era chemat numele Domnului. Acolo să cumperi cu argintul acela tot ce vei dori, boi, oi, vin și băuturi tari, tot ce îți va plăcea. Să mănânci și să te bucuri tu și familia ta. Deci erau admise fără să se ajungă la beție. Și continuă lucrul acesta până la versetul 29. De asemenea, citim în Psalmul 78, versetul 65, este aici ceva metaforic scris. Atunci Domnul s-a trezit ca unul care a dormit, ca un viteaz îmbărbătat de vin. Ei uneori trebuia să meargă la război, având în vedere chemarea lor, repet. Îmi spunea cineva pe vremea comunistă că atunci când erau introduși pentru a tortura niște deținuți, mai întâi erau șpiruiți puțin, ca să poată face aceasta mai cu sânge rece. Deci în Vechiul Testament nu era interzis vinul, având în vedere că uneori trebuia să ucidă, să moară. Deci pentru războinici era un bărbătare, pentru firea pământească. Este o oarecare putere. Totuși, întâlnim foarte multe situații, rețineți, chiar în Vechiul Testament, în care orice băutură era interzisă și chiar interzisă cu desăvârșire. Citim în Levitic, capitolul 10, versetele 9 și 10, îi spune Dumnezeu lui Aaron, în ce privește minția lui ca preoți, tu și fiii tăi împreună cu tine să nu beți vin, nici băutură amețitoare, când veți intra în colțul întâlnirii ca să nu muriți. Aceasta va fi o lege veșnică printre urmașii voștri. Și acum le spune motivul de ce să nu bea, ca să puteți deosebi ce este sfânt, de ce nu este sfânt, ce este necurat, de ce este curat. Și să puteți învăța pe copiii lui Israel toate legile pe care le-a dat Domnul prin Moise. Spuneam la început că băutura reduce capacitatea noastră de gândire și puterea noastră de a ne concentra. Pe timpul exercitării slujbei era interzisă băutura cu desăvârșire, ca o lege veșnică. O altă situație în care era interzisă, Deuteronom 29:6, citim, pâine n-ați mâncat și n-ați băut nici vin, nici băutură tare. Rețineți, în timpul celor 40 de ani, n-au avut de unde să bea și Dumnezeu n-a plouat niciodată cu vin. În loc de ploaie, nu, n-a fost vin, că ar fi stați cu ceștile sau cu alte vase de pământ sau de piatră să-l acumuleze. Deci în timpul celor 40 de ani, Dumnezeu nu le-a dat. Știți de ce? Printre altele, ei trebuiau să învețe legea Domnului. Și după cum preotul, când învăța, nu trebuia să bea ca să poată explica clar, deci pentru dascăl nu era voie să bea, dar nici pentru elevi. Deci pe timpul ce ei trebuia să învețe, să se pună la punct, le-a fost interzis în pustie. A spus, după ce intrați în canal, în anumite situații, puteți, dar în cantități farmaceutice, nu industriale. O altă situație, Numeri, capitolul 6, acea perioada de nazireat, când omul se supunea la înfrânări, separându-se de ceilalți oameni, citim în Numeri 6, versetul 3, să se ferească de vin și de băutură îmbătătoare, să nu bea nici oțet făcut din vin, nici oțet făcut din vreo băutură îmbătătoare, să nu bea nici o băutură stoarsă din struguri, nici chiar must, nici măcar struguri proaspeți, nici uscați, în tot timpul nazireatului. Și mai adăugăm Proverbe 31:4-5, nu se cade împăraților lemuiele, nu se cade împăraților să bea vin, nici voivozilor să umble după băuturi tari, ca nu cumva bând să uite legea și să calce drepturile tuturor celor nenorociți. Și continuă cu opusul, dați băuturi tari celui ce piere. Așadar, rezultă din aceste situații că atunci când vrei să faci o slujbă pentru Dumnezeu, atunci când vrei să înveți legea Domnului, atunci când vrei să te apropii de Dumnezeu, băutura trebuie scoasă. Ca să poți face lucrul acesta, să deosebești ce e bun de ce nebun, ce e curat de ceea ce este necurat. Având în vedere statutul lor pământesc, amintiți-vă, cine a sădit o vie, cine s-a căsătorit un an era liber, cine a sădit o casă nu meargă la război. Aveau niște făgăduințe pământești în care trupește aveau dreptul să se bucure de niște lucruri. Și în acele situații, fără să ajungă la beție, doar li se permitea. Haideți să trecem acum în Noul Testament, în perioada bisericii, făcând și aici o precizare.
argumentând-o chiar cu două versete din Biblie, în Proverbe 9 cu 5 este scris: veniți de mâncați din pâinea mea și beți vinul pe care l-am amestecat. Și în conversie din Apocalips, capitolul 14, versetul 10, le va fi dat celor ce se vor închina fiare să bea din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat. Rețineți această expresie, vin amestecat. În antichitate, vinul se folosea în proporție cu apa, trei părți apă sau o parte vin sau chiar o mai mare porție de apă. Deci se bea amestecat. Am citit că mai degrabă mustul semăna cu siropul decât cu vinul. Chiar când era vorba de vin, nu era vorba de un vin foarte concentrat, ci mai degrabă diluat. Și îl consumau de multe ori vin diluat, cum mai bea ceai sau un compot oricare, cu pâine. Așadar, în Noul Testament există o limită admisă, găsim scris în 1 Timotei, capitolul 5, versul 23, unde Pavel scrie lui Timotei: să nu mai bei numai apă. Deci ce bea Timotei până atunci? Numai apă. Ci să iei și câte puțin vin din pricina stomacului tău și din pricina deselor tale îmbolnăviri. Deci este evident că el bea numai apă. Măcar că a fost bolnav și nu o boală întâmplătoare, ci o boală cronică, desele tale îmbolnăviri, nu și-a luat de la sine aceasta, ci doar la sugerarea apostolului Pavel. Deci, într-un fel anume, ca medicament, am putea zice că poți să-l bei, dar vom vedea noi puțin mai târziu, din pricinile ce se ivesc de aici, aș putea să spun numai dacă nu există un alt înlocuitor, dar dacă există un alt medicament care poate să înlocuiască acea doză mică de vin sau de altă băutură, neapărat trebuie să apelezi la alt medicament care nu poate fi o pricină, care este mai puțin păcătos, mai puțin ispititor. Într-o comunitate mai restrânsă de frați, ei obișnuiau să bea. Și când s-a mers puțin pe fir, care a fost constatarea? Și surorile beau puțin. Dar au zis că unele numai pentru durere de stomac și altele pentru durere de măsele. Dar toate au decurs din această stare că băutura exista în acea casă. Deci în vremea noastră există înlocuitor pentru oricare din aceste băuturi, chiar pentru indicații farmaceutice. Hai să vedem acum interzicerea în Noul Testament. Citim în Efeseni 5 cu 18: nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă, fiți plini de Duh. Acum, dacă avem indicația să fim plini de Duh, asta înseamnă să fim gol total de altceva. Poți să bagi într-un vas să-l umpli de apă dacă mai întâi nu l-ai golit de vin? Nu poți. Deci, ca să-l umpli total de un lichid, trebuie să-l golești mai întâi de lichidul care a fost înainte acolo. Adăugăm 1 Petru 4 cu 3. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujirii dolești neîngăduite. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu el același potop de strâu și vă bat jocoresc. De asemenea, găsim scris în 1 Corinteni, capitolul 8, versetul 9: luați seama însă ca nu cumva această slobozenie a voastră să ajungă o piată de potignire pentru cei slabi. Căci dacă te vede cineva pe tine care ai cunoștință că șezi la masă într-un templu de idol sau într-un restaurant, cugetul lui care este slab nu-l va împinge și pe el să mănânce sau să bea, adaug eu, din lucrurile jertfite idolilor? Și astfel el care este slab a pierit din pricina acestei cunoștințe a ta, fratele pentru care a murit Hristos. De aceea, dacă o mâncare, sau potrivit cu alte texte în care sunt prise amândouă, sau o băutură, face pe fratele tău să păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne. Și potrivit ceea ce e scris în Roman 14, și nu voi bea niciodată vin, ca să nu peac pe fratele meu să păcătuiască. Dacă, de exemplu, o mână mi este sănătoasă, dar la una sunt rănit, o să stau cu mâinile în apă rece să mă infectez, mâna dreaptă poate să spună, n-am nimic, dar mâna stângă. Deci, noi trebuie să ne protejăm unul pe celălalt. Dacă pentru fratele meu este pericol, pentru mine s-ar putea să nu fie, pentru unul care niciodată n-a băut. Sau și când a fost în lume, pentru el băutura nu i-a plăcut. Și dacă îl pui la masă, el nu va fi afectat. Dar fratele tău, care a fost pătimaș, în mod sigur va fi afectat.
Deși din acest punct de vedere trebuie să avem grijă de cei din jurul nostru, citim și Roman 14 cu 21. Bine este să nu bei vin și să te ferești de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau, rețineți, de slăbire. Deci chiar numai dacă l-ai slăbit în credință, că aceasta nu ajută pe nimeni, chiar dacă aparent pare a ne ajuta dantura sau stomacul sau știu ce alte boli. Deci poate fi pentru fratele tău un pericol de păcătuire, de cădere, cândva în viitor, sau de slăbire. Dacă o să ținem cont de aceste lucruri, o să ajungem la concluzia unică, dar frumos. Bine este să nu bei vin. Dacă și în Vechiul Testament, când era vorba, oamenii să se apropie de Dumnezeu, să facă slujbă, să învețe, le era interzis. Dacă atunci când intrau în cort sau în templu, având în vedere că noi suntem templul Duhului Sfânt, noi putem să introducem în templul Domnului băutură. De aceea este scris, fiți plini de Duh și Duhul locuiește în noi și ne vrea cu gelozie pentru sine. Deși din acest punct de vedere al slujbei ce se petrece în noi, al apropierii noastre de Dumnezeu, cât și a pericolului pentru fratele nostru, sau cum spune poezia, și de le-ar fi spus străbunul moartelor să le-o descrie, cine ar fi crezut că prunul împreună cu tutunul îi coboare în sicrie? Cine ar fi crezut că via cu rodirea ei mănoasă reprezintă primejdia câți nu s-a ucis soția cea plăcută și aleasă? Și să mergem prin grădină și să nu mai fiu simbolic, poate cineva să vadă sau dacă îi spui să creadă că e vreun altoi alcoolic și gustând din el deodată mintea să îngreuneze, începând să-și chiopăteze veselă sau agitată, întâmplarea ei cu minte. Ne-a ferit de amețeală, dar ce ars în foc fierbinte, apoi când îl pui pe limbă, nu mai ai de nimeni teamă. Dragul meu, acesta-i chinul, întâmplarea negativă. Nu e Domnul, ci străinul ce-a clădit a morții stivă. Domnul așadar să ne dea harul să ne desprindem de aceste lucruri, de aceste aparente fericiri pământești, să știm să trăim în viacul de acum cu dreptate, cu împătare și evlavie. Domnul să ne ajute la aceasta. Un alt aspect pentru care eu cred că băuturile sunt interzise, chiar cu desăvârșire, este faptul că la cina Domnului folosim ca și simbol al sângelui Domnului rodul viței. Matei 26 cu 29. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Spunea Domnul, adică Domnul prin Pavel, nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la o masă și la cealaltă. Întoarcem în Vechiul Testament, în Cartea Exodului, în capitolul 13, când s-au instituit Paștele, citim în versetul 7, în timpul celor 7 zile, să nu mâncați azimi, să nu se vadă la tine nimic dospit, nici aluat pe toată întinderea țării tale. Nimic ca ferment nu era voie să fie. Și încă ceva, dacă era vin fermentat, nu mai era un simbol autentic, adevărat, al trupului Domnului, al sângelui lui, care a fost curat, fără pată și fără zbârcitură, de aceea a reușit să ne curățească pe noi. Și chiar Domnul Iisus, în Matei 16:12, le spunea să se ferească de acest aluat, de ceea ce fermentează. Deci nu ar fi un simbol concret, un simbol adevărat aceste lucruri. Și Pavel dă indicații corintenilor în prima sa epistolă, în capitolul 5, versetele 6 și 7. Măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți fără aluat, deci fără fermenți. Căci Hristos Paștele noastre a fost jertfit, să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate, de viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Și ar mai putea adăuga un argument. Există un simbol în principiu la Dumnezeu. Deschideți la cartea Exod 30. Erau câteva lucruri sfinte la cort și apoi la templu. Eu vă citesc despre tămâie. Exod 30 cu 37-38. Tămâie ca aceasta, în aceeași întocmire, să nu vă faceți, ci să o priviți ca sfântă și păstrată pentru Domnul. Oricine va face tămâie ca ea să o miroase, va fi nimicit din poporul lui. Noi cum luăm la cină, să nu mai folosească nimeni. Atunci știm că într-adevăr este ceva sacru pus deoparte și pentru noi este ceva deosebit în acel moment. Deci să nu confundăm și să socotim ca și corintenii, să adunau și pentru ei cina cu masa de seară era un talmeș-balmeș. Unul era beat, unul era flământ, deci nu s-a mai păstrat locul ei distinct. A spus, băi, când mâncați de cină, mâncați de cină, când e cina, e cină. Deci când gustăm din rodul viței, să avem acel crez, acel sentiment că este ceva aparte, nu este ceva de rutină la ordinea zilei
pentru noi. Să analizăm și efectele acestor stări de fapte. Poate cineva nu am reușit să-l convingem. Dacă îți place, e mai greu să te convingă cineva. Dacă nu îți place, e foarte ieftin. Care ar fi avantajele sau dezavantajele faptului dacă bei sau faptului dacă nu bei, a băuturii sau abstinenței? În Proverbe 20 cu versetul 1 citim: vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăjioase, oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. În întreaga Scriptură străbate ca un fir roșu acest gând: cine bea nu înțelept, pricepe mai puțin, nu înțelept să bei. Și Habacuc 2 cu 15 adaugă, măcar că uneori este o preferință pentru cei de afară să le dai un plocon, un bacșiș, o sticlă de băutură. E scris aici în Habacuc 2 cu 15: vai de cel ce dă aproape lui său să bea, vai de tine care-i tu în băutură spumoasă, să-l amețești. De fapt, cu ploconul ăsta vrei să-l amețești, dacă să nu mai judeci ca înainte, să judeci cum vrei. Deci să bei nu înțelepțește și dacă dai la altul, Biblia spune vai. Ca și efecte ale beției, am putea să citim Osea 4 cu 11: curvia, vinul și mustul iau mințile omului. Devii un om cu capacitate intelectuală redusă. Pe câți oameni de talie, în orice domeniu al vieții, beția i-a redus și pe unii i-a scos din luptă, i-a scos din scenă. Noi spunem că nu o să bem până acolo, cel puțin în biserică, atunci când se motivează, nimeni nu motivează cu beția, dar cu cantități așa. Deci noi nu vrem să devenim nebuni de tot, numai puțin mai puțin înțelepți, potrivit cu procentul care vrem să-l folosim. Profetul Isaia scrie în capitolul 5 al cărții sale, în versetul 11: vai de cei ce dizi dimineața largă după băuturi amețitoare și șed până noaptea târziu și se înfierbântă cu vin. Acest orar prelungit este trecut de Biblie, vai. Și Domnul Iisus spunea în Luca 21 cu 34: nu cumva să vă prindă ziua aceea în îmbuibare de mâncare și băutură. Deci un exces de aceste lucruri. Acestea sunt efectele beției. Acum, care sunt efectele abstinenței? Citim în Deuteronom, capitolul 6, versetul 11 și 12. Le promitea Dumnezeu, așa cum am spus, un Canaan pământesc, case pline cu tot felul de bunuri pe care nu tu le-ai umplut, puțuri cu apă săpată pe care nu tu le-ai săpat, vii și măslin pe care nu tu i-ai sădit. Când vei mânca și te vei sătura, vei să nu uiți pe Domnul care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Atunci, chiar în cantitățile acele mai reduse care le-a dat în Vechiul Testament, spunea Dumnezeu, vei să nu uiți, este un pericol. Eu te las să guști, să vezi. Și continuăm din capitolul 8, versetele 11. Vezi să nu uiți pe Domnul Dumnezeu tău până încolo, încât să nu păzești poruncile, rânduielile și legile Lui pe care ți le dau astăzi. Când te vei mânca, te vei sătura, vei vedea înmulțindu-ți tot ce ai, să nu ți se umple inima de mândrie. Și să nu uiți pe Domnul Dumnezeu tău care te-a scos din țara Egiptului. Am putea spune, pericolul pentru beție e categoric. Biblia spune, vai, pentru folosirea așa moderată, exista un pericol. Este posibilitatea să uiți și să te umple de mândrie. Deci este un pericol, chiar pentru o folosire moderată. Este un pericol îndepărtării treptate de Dumnezeu. Avantajul abstinenței, îl citim tot din Efeseni, capitolul 5, versetele 17 și 18. De aceea nu fiți nepricepuți și înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă fiți plini de Duh. Dacă nu folosești deloc, ai toate șansele să devii un om înțelept și un om plin de Duh, de care să se poată folosi Dumnezeu la o cotă maximă. Haideți acum să trecem la câteva exemple biblice, atât de băutură, cât și de abstinență. Și dacă teoriile, definițiile n-au fost în stare să ne lămurească, poate exemplele vor fi mai convingătoare. În Vechiul Testament, în Cartea Genezei, capitolul 9, prima beție menționată aici, 9 cu 20. Noi a început să fie lucrător de pământ, s-a sădit o vie, a băut vin, s-a îmbătat. Vreau să fac o paranteză. Cei care beau așa numai câte un păhărel, au momente, odată la 6 luni sau la 2 ani, când se scapă și fac o beție. Probabil noi o fi consumat așa, mai puțin. Dar odată s-a scăpat. Cunosc asemenea situații și poate le cunoaște și dumneavoastră. Diavolul la un moment dat își dă dovada că ești a lui. Numai la început așa cu ușurel. Știți ce s-a întâmplat aici, nu? A provocat în familie, în dreptul copiilor, să ia acel păcat. El a blestemat apoi și de acolo au fost niște efecte dezastroase. Mai târziu, pentru că e trist, oameni deosebiți ale Dumnezeu au avut momente din astea de cădere. Un Noe, un Lot. Geneza 19 cu versul 32. Au făcut dar pe totul lor de a băut vin în noaptea aceea. S-a îmbătat și a urmat păcatul cu fetele lui. Alții l-au făcut. L-au provocat într-o fel anume pe Lot și l-au chemecit de cap. Efectul îl cunoașteți. Un altul care era bețiv, cred că de felul lui. 1 Samuel 25, vorba de Nabal. Citim versetul 36.
Abigail a ajuns la Nabal și tocmai îl dădeau în casa lui un ospăț, ca un ospăț împărătesc. Inima lui era veselă și era beat mort. Ea nu i-a spus nimic până la lumina zilei dimineața, după ce trecuse beția lui, i-a isturisit tot ce se întâmplase. Inima lui Nabal a primit o lovitură de moarte și s-a făcut ca o piatră. Cam după 10 zile, Domnul l-a lovit și a murit. Cele care aveți beții din casă, vă este greu. Dar fiți o Abigail. Un om bețiv n-are minte și lui se trebuie o femeie cu minte multă. Abigail a fost o femeie înțeleaptă. Altfel nu poți să compensezi. Dacă n-ai minte multă, nu poți să compensezi situația asta. Iar ceilalți care aveți un Noe sau un Lot, încercați să-i protejați. Dacă în rest sunt oameni pocăiți, dau slăbiciunea asta a unui pahar și cu vremea diavolul s-ar putea să le dea o lovitură. Un alt exemplu, fiii lui Iov, Iov capitolul 1, versetele 13 și 18. Într-o zi, pe când fiii și fiicele lui, și fetele le plăcea vinul, mâncau și beau vin în casa fratelor cel întâi născut. Și ce s-a întâmplat? Versetul 18. Pe când fiii tăi și fiicele tale mâncau și beau vin, a venit un vânt mare, a izbit casa, s-a prăpușit peste tineri și au murit. I-a prins într-un moment în care erau cu vinul pe masă. Acel moment a fost găsit de diavolul ca ei să fie omorâți. Nu mă bag în alte amănunte, decât atât. Într-un moment critic i-a prins. Și nu știi când Dumnezeu, pe baza unor convenții cu diavolul, îi dă dreptul să aibă acces la tine. Ba te pune să te înveți, ba face alte și alte lucruri. Dacă te prinde într-o poziție ca aceasta greșită, pe picior greșit, pe terenul lui, ești în opsa, ai numai o jumătate de metru, dar fluieră, ești a lui. Un alt exemplu, Amos 4:1, se pare că ne îndreptăm spre această situație din Amos. Încet, încet, pentru mulți, băutura nu mai este o problemă. De fapt, dacă le faci pe altele, ascultați cuvântul acesta, juncane din Basan. Asta e capătul când femeile ajung bețive, mai încolo de aici n-ai unde merge. De pe muntele Samariei, voi care ați oprit pe cei sărmani, zdrobiți pe cei lipsiți și ziceți bărbaților voștri, dați-ne să beam. Aceasta a fost ultimul stadiu al poporului Dumnezeu, când și femeile au seseră în această stare de stricăciune. Te-am vrut să amintesc până unde a dus diavolul pe poporul Israel, dacă s-a lăsat pornit. Și ei au pornit de unde? De la acel timp și acele cantități mici când le era permis să bea. Dar au ajuns niște bețivi, efectiv. Și ei și ele. Trecem și în Noul Testament, existau și aici niște bețivi. Citim în prima epistolă a Corintenilor, capitolul 11 și 21. Fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia. Așa că unul este flămând, iar altul este beat. Nu știu exact. Beiau must așa mult, câteva pahare, nu știu cum făceau ei cină, sau că beau alte băuturi, dar oricum, Biblia spune clar, unii erau beți și luau cina. Dar pe lângă această stare de băutură, auziți, în ce stări de păcate arăseseră ei alături de băutură? Întoarceți la 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 20 și 21. Fiindcă mă tem ca nu cumva la venirea mea să vă găsesc, auziți cum, îngălceavă, pismă, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfeli, îngânfări, tulburări. Mă tem că la venirea mea la voi să nu mă smerească din nou Dumnezeu cu privire la voi, să trebuie să plâng pe mulți cei ce au păcătuit mai înainte și nu s-au pocăit de necurăția, de curvia, de spurcăciunile pe care le-au făcut. Ei beau, dar le făceau pe toate. Nu te poți rupe așa de jumătate, pentru că ele vin din nou, se țin lanț. Decât dacă categoric te rupi de aceste rele, de această stare de fapt. Să luăm acum câteva cazuri pozitive și în deschiderea lor să abordăm cazul Domnului Iisus. Citim în Matei, capitolul 11, versetul 19. Se spunea, a venit fiul omului mâncând și bând și ei zic, iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și păcătoșilor. Totuși, înțelepciunea a fost îndreptățită din lucrările ei. Și adăugăm Matei 24, cu versetul 48 la 49. Domnul condamnă starea de beție. Ei îl acuzau pe Domnul că este unul care stă la masă cu vameși și păcătoși și bea alături de ei. Domnul condamnă aici următoarea stare. Dacă este un om rău care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să bine, dacă începe să bată pe tovarășul lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii. Deci ei îl acuzau pe Domnul că el mănâncă și bea cu bețivii, cu păcătoși, dar Domnul el spune că este de acuzat un slujitor care mănâncă și bea cu bețivi. La nunta din Cana, în Ioan capitolul 2, nu știu exact ce fel de vin a fost, sau ce fel de vin amestecat, sau ce fel de must, termenii v-am spus că sunt cam elastice în privința aceasta, ce știu sunt următoarele lucruri. Unul, după ce a gustat apa, nu știa de unde vine, a zis. Cei de la nuntă, după ce și-au terminat tot vinul, se pare că nu erau beți. Și după ce au băut vinul care l-a făcut Domnul, s-au îmbătat, pare că s-au mai dezbătat. Amintiți-vă,
Domnul care a condamnat pe unul care ar mânca cu bețivii, el din apă a făcut vin în adevăratul sens al cuvântului? Nu știu anume ce fel de vin a făcut. Oamenii descoperă în vremea noastră tot fel și fel de combinații, de soluții prin procedee chimice. Asta e la îndemâna lui Dumnezeu foarte ieftin. Deci, clar, câteva lucruri punctăm. Domnul de bețiv, sigur n-a fost bețiv, că a consumat într-un anume fel, dar este foarte curios și neînțeles de noi, vom înțelege doar atunci ce fel de vin a făcut, ce fel de must, cât era de amestecat, cât nu, dar rețineți, în nicio situație, Domnul n-a fost afectat și El cu aceasta n-a afectat pe nimeni din jur. Aceasta se încadrează în regulile Scripturii. Deci nu avem în Noul Testament o interzicere clară. Cine gustă o singură lingură, este pierdut. N-am mai avea voie nici la cină să consumăm. Dar, având în vedere nevoia noastră de apropiere de Dumnezeu, nevoia de învățare, de a fi în integritate, având în vedere pricinile care sunt pentru alții, este recomandare clară în Biblie să nu folosim. Noi nu ne putem compara cu Domnul din toate punctele de vedere. Nici într-un caz, nici la El, nici la ucenici, nici la vame și păcătoși, acea cantitate care se presupune că ar fi consumat-o Domnul nu a fost provocatoare, nici păcătoasă. El se pare că a folosit aceste împrejurări, într-un anume fel pe care doar El l-a știut, îl a orientat pe oameni spre bine. Ori noi am putea crede acum că, mergând la o nuntă oarecare, la o petrecere, și bând o jumătate de pahar cu cineva, i-am putea trage spre Dumnezeu? Nici într-un caz. Deci Domnul avea niște condiții specifice ale Lui. Avea o putere desăvârșită. El dinăuntru nu era afectat. Noi suntem. Regulile pentru noi sunt cele stabilite după ce a luat ființă biserica. După ce a venit Duhul Sfânt. Într-un fel anume, Domnul a trăit în condiția lor evreiască de atunci. Deci sunt mai multe aspecte la care, dacă vom insista și vom vrea să le înțelegem, vom pricepe, dar altfel nu. Să luăm acum celelalte cazuri. Mama lui Samson, un exemplu de abstinență, Judecător, capitolul 13, cu versetul 13. Îngerul Domnului a răspuns lui Manoah: femeia se ferească de tot ce i-am spus, să nu guste nici vin, nici băutură tare, să nu mănânce nimic de curat, să păzească tot ce i-am poruncit. Având în vedere o lucrare specială care vrea Dumnezeu să o facă. Cred că oricare dintre părinți ar vrea ca în familia lor Dumnezeu să facă o anumită lucrare. Aceasta ar înclina spre o abstinență. Un alt caz este cel al Elisabetei din Luca, un caz similar. Având în vedere copilul care vrea să se nască. Nu știu exact ce copii vrem să avem noi. Paharul nostru se va transforma în sticlă la copii. Dacă vrem să avem niște copii ca atare, noi trebuie să avem un regim strict. Pentru că atât pe căi genetice, cât și pe căi educative, de creștere, copilul va copia sistemul nostru. Un alt exemplu este al lui Daniel. Citim în cartea cu același nume, în capitolul 1, versetul 5. Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul pe care îl vea el. Și versetul 8, Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele și cu vinul. Care au fost realizările lui Daniel? Niște realizări extraordinare. Chiar în Vechiul Testament, cine a vrut să se apropie de Dumnezeu, a știut să se oprească. Comparați-l pe Daniel cu Solomon. Solomon a spus, am vrut să mă veselesc cu vin. Unde a ajuns? Și-a alterat înțelepciunea. Amintiți-vă, în Ezechiel este scris despre diavolul, deci ești mai înțelept decât Daniel. Daniel, dintr-un anumit punct de vedere, a avut o înțelepciune mai redusă ca Solomon. N-a scris despre toată fauna și flora și despre toate științele. Dar în lucrurile sfinte a fost foarte înțelept. Pentru că spune tot Eclesiastul în cartea sa, în capitolul 10, versetul 1, muștele moarte strică și-a crescut îndelemnul negustorului de unsoare. Tot așa puțină nebunie biruie înțelepciunea și slava. Și acest lucru este foarte evident la Solomon. Un alt exemplu, la nivel de familie ar trebui să fie aceste hotărâri. Ieremia, capitolul 35, este vorba de recabiți. Nu le-a poruncit nimeni să nu bea, în Vechiul Testament există o posibilitate când puteau să bea. Dar ei au spus, versetul 2, du-te la casa recabiților, vorbește cu ei și adu-i în casa Domnului una din chilii și dă-le să bea vin. Ieremia le dă să bea vin. Dacă vreunul din slujitori va da să beți vin, ați face ca fiul lui Recab sau ați face ca alții? Versetul 5, le-am spus, beți vin. Dar ei au răspuns, noi nu bem vin. Căci Ionadab, tatăl nostru, ne-a dat următoarea poruncă, să nu beți niciodată vin, nici voi, nici fiii voștri. Și acum ascultați făgăduința lui Dumnezeu. Versetul 18. Așa vorbești Domnul oștirilor, pentru că ați ascultat de poruncile pentru care a fost și aceasta și ați făcut tot ce v-a poruncit pentru aceasta. Așa vorbești Domnul oștirilor. Ionata fiul lui Recab nu va fi lipsit niciodată de urmaș care să stea înaintea mea. Ce fel de oameni vrea Dumnezeu să stea înaintea lui? Care se hotărăsc să nu bea vin niciodată.
Deci oamenii care acceptă Dumnezeu înaintea lui sunt cei plini de Duh și care se hotărăsc să nu bea vin niciodată. Un alt exemplu, Ioan Botezătorul, Luca 1 cu 15, căci va fi mare înaintea Domnului, nu va bea nici vin, nici băutura amețitoare, ci se va umplea de Duhul Sfânt. Rețineți această relație. Deloc vin plin de Duh, puțin vin, mai puțin Duh. Nu va bea deloc vin, nici altă băutură, dar va fi plin de Duh. Încă din pântecele mamei lui, că nici mama sa n-a băut. Și exemplul lui Timotei l-am amintit deja. El bea numai apă și mie îmi vine să zic că nu știu exact dacă l-a ascultat pe Pavel, Timotei. I-a dat această libertate, dar nu știu exact dacă a făcut. Și sigur, ce credeți dumneavoastră, la unul care ar fi fost pătimaș, i-ar fi spus Pavel să bea? Am citit despre un bețiv care a făcut o înțelegere cu un predicator, zice, nu mai beau vin, nu mai beau nimic, când beau te anunț. Și într-o seară o sună pe fratele, zice, nu mai pot, simt că pleznesc, să mă las să beau, că altfel mor. Nu nimic, lasă, mori. Nu mă las, nu te las, mori. Dimineața l-a sunat, ai murit? Și n-am murit, slavă Domnului. Ar trebui să luăm o hotărâre puternică, ca un legământ înaintea Domnului și nu o să murim. Chiar dacă ne se pare că o să murim, nu o să murim. Cum alții pot să nu bea nici cafea, îi putea și dumneata să nu bei. La gândul să fii plin de Duh, la gândul să nu fii o pricină pentru alții și la gândul că e bine să faci așa, că aceasta nu te va ajuta cu mare lucru, ba dimpotrivă, poate să fie un rău. 1 Petru 4 cu 3. Ajungi în trecut că ați făcut voia neamurilor. Și printre altele e scrisă băutura. Beția, băutura, este o voie a neamurilor. Dacă vreți, este o îngăduință care a fost lăsată în Vechiul Testament de Dumnezeu. O voie a neamurilor. Dar nu este un principiu al împărăției. Și aceasta pe ce considerăm, vă spun? Vă citesc două versete. Roman 14 cu 17. Căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură. Deci nu este un principiu al împărăției. Și întoarcem 1 Corinteni 6 cu 10. Nici bețivii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Este un principiu pământesc legat de un canan pământesc. Este o voie a neamurilor. În niciun caz o voie care ține de apropierea de Dumnezeu, de împărăția lui Dumnezeu. Nu. Deci asta e voia neamurilor. Voia lui Dumnezeu este abstinența. Ne întoarcem la Efeseni 5. Apare această expresie acolo. De la versetul 15. Luați seama de să umblați cu băgare de seamă. Nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. De aceea nu fiți nepricepuți și înțelegeți care este voia Domnului. Și au zis care e voia Domnului. Nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare, din potrivă fiți plini de Duh. Aceasta e voia Domnului. Și apare această expresie în versetul 15. Nu fiți neînțelepți, ci înțelepți. Întotdeauna, orice mic consum este legat de nepricepere. Nu înțelept cine bea vin. Nu este înțelept. Bine este să nu bei. Să fii înțelept, să fii plin de Duh și Domnul să ne binecuvânteze cu aceasta. Să fim niște nazirei adevărați, niște preoți adevărați, care vor să se apropie de Dumnezeu, care vor să facă slujbă, care trăiesc după principiile împărăției, nu după voia neamurilor, căci așa cum spune Pavel, nu câștigăm nimic dacă bem și nu pierdem nimic dacă nu bem, cum spune el despre carne. Nu câștigăm nimic, ba dimpotrivă, pierdem atât de mult, fie noi, fie cei din jurul nostru. Să dea Domnul, să ne luăm un angajament. În Matei 26 cu 29 spunea Domnul, de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în împărăție. Așa să dea Domnul și noi să nu mai bem mult decât la cina Domnului și apoi în împărăție vin de la nou din Isaia 25. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.